Bun, pornește înregistrarea. Bună dimineața la toată lumea! Facem astăzi o sesiune de eliberare pentru Constantin. Ne-am uitat deja la puncte împreună cu clientele noastre. Așa. Are puncte, cum să vă spun, cu mult bun simț. Așa. Deci au lăsat la latitudinea noastră, dar sunt numai câteva probleme pe care dorește să le clarifice. El a murit la vârsta de 61 de ani rapid, în 6 luni de când a aflat că a avut cancer. Și spune că avea pasiune pentru univers și în special pentru Staua Vega. Și a fost un tată și un soț foarte bun. Soția mi-a spus că a avut o viață minunată cu el. Bun. Acum o să-ți fac inducția, da? Da. Ești cu ochii închiși, respiră, relaxează-te. Am să încep să-ți număr de la 10 la 1, cu cuvinte sau fără? Cu. Așa, bun. Iar cu fiecare număr pe care îl spun, tu lasă corpul și mintea ta să se relaxeze și mai mult. Cu fiecare număr pe care îl spun. 10, ești mai adânc relaxat. Și 9, continuă să te relaxezi, iar tu poți auzi fiecare sunet din jurul tău foarte bine. 8, însă niciun sunet nu te deranjează din această stare de relaxare. Chiar mai mult, fiecare sunet. 7, inclusiv sunetul vocii mele te ajută. 6, să te relaxezi și mai mult. 5, ești mai adânc relaxat, mai liniștit. 4, ca și cum tot ceea ce ar conta pentru tine în acest moment. 3, este să obții o stare de relaxare și mai plăcută. 2, cu cât te relaxezi mai mult, cu atât mai bine te simți. Și cu cât te simți mai bine, cu atât te poți relaxa încă și mai mult. Și 1. Încă o dată, dublează relaxarea și observă cât de bine te simți doar ca rezultat al acestei stări de relaxare. Ușor, încet, îndreaptă-ți din nou atenția la vocea mea. Cu fiecare expirație a ta pe tot parcursul sesiunii te vei relaxa și mai mult și mai bine. Într-un moment, voi număra de la 1 la 3. Atunci când voi spune 3, tu cauți și te conectezi cu partea sufletească a celui care a fost în ultima viață, Constantin. 1, 2 și 3. Dacă l-ai găsit, identifică-l, da. Cere-i acordul. Așa. Este soldat undeva în... E pe nu-i vis continuu, nu-i linie temporară. Deci este undeva soldat. Undeva în Antarctica, undeva la friguri. Mm-hmm. El chiar este acolo ca poziție geografică sau este pe o stație nu. Sau într-un loc care produce aceste da. Holograme? Mm-hmm. Este aproape de ceva acolo. Este aproape de planul terestru, locul ăsta unde este visul da. Sau departe. Deci cam prin ce densitate ar fi la care vă uit, dacă te uiți. Între 2 și 3. Uh-huh. Bun. Deci l-ai identificat și ai explicat de ce da. Ne aflăm aici, dorește să ne uităm să facem investigații. Da. Vreau să percep dacă o spune din curiozitate, cum sunt sufletele. Da, din curiozitate. Așa, marea majoritate la început așa procedează. Bun, Alexandru, acum vreau să facem ceva deosebit, da? Aș vrea să te uiți dacă s-a creat o conexiune între el și nepoata lui, între el și Chelsea ca suflet. Sau între planul lor și
Unde se află ea? Nu, nu o recunoaște. Uh-huh. Uită-te de la Chelsea spre entitățile din acea densitate. La asta vreau să... Și spune da, dacă au... Da, de așa. La entități, nu la el. Da, da, da. Deci au influențat-o cumva, da? Da. Adică și-au băgat coada, cum ar veni. Cu puține cuvinte, să spunem. Da? Da. Bun. Așa. Deocamdată o punem pe Chelsea într-un clopă de lumină triplu. Așa. Atâta comunică-i să-și tai deocamdată conexiunea, da? Da. Așa. Foarte bine. Și o punem separat de planul unde ne desfășurăm activitatea, să ne amestecăm energiile, da? Așa. Bun. Vreau un grad de conștientizare. Deci ai văzut că el în toată viața așa i-a plăcut... I-au plăcut... 29. Deci da. Are un grad de conștientizare foarte mare față de alte suflete care vin la curățare. Foarte mare, nu știu, deci mi-e dă de gândit cum de s-a lăsat convins și prins în chestia asta. Adică cum s-a lăsat prins în uniforma asta de soldat, în bula asta, în corpul ăsta iluzor. I-au activat o amintire din alte da. Vieți și da. A găsit familiar cumva? Da. Bun. Care este gradul de conexiune între părțile lui? Adică între suflet, spirit și conștiință. La 29 ar trebui să fie unificate. Da, comunică. Comunică, da? Da. Și bine, deci conștiința lui, deci, practic, este inseparabilă și, ipotetic vorbind, pot exista filtre, nu o separație, propriu zis. Conștiința lui nu este conectată la supraconștientul colectiv? Nu, nu are voie. La 29 nu se poate să nu fie conectat. Vreau să-l întreb de natura misiunii pentru care se află aici, în locul ăsta, acest suflet. Adică, ce crede el că face? Protejează locul. Protejează locul? Da. Și ce ar fi acolo de păzit? Adică, consideră că are o misiune nobilă și ajută... Da. Ne ajută umanitatea. Abia acum se explică, da? Deci el spune că lucrează în folosul umanității ca suflet, da? Câți ani are în costumul ăsta, în holograma asta? 43. Păi și el este decedat în 2019, da? În planul nostru. Înțelege că e o inarvedeță aici, că e ceva... Nu, de 9 ani este decedat, scuze. Deci 9 ani... Plus 8, 9 luni ca să se nască, 10 ani, da? Așa. Și el are 43. Cum se explică asta? Cum își explică el ca suflet? Spune că viața aia de care spui a fost cu 3 vieți. Deci să înțeleg că am mai avut încă 2 bule, 2 vieți, da? Da. Și care ar fi fost celelalte? Conectează-te cu amintirea asta lui și lasă să ne-o... relevează și o viață de cleric a avut. Interesant. Dar cu îmbrăcăminte negre. Așa, tu uită-te din afară și spune-mi dacă a intervenit în viața fostei soții și a lui Eli, din acest punct de vedere. Cumva. Sau e cu totul în alt plan, no. Și care nu are nicio legătură. Nu, da, nu e în alt plan. Nu se face experiența acolo. Bun. Și o viață de copil, care văd că n-a crescut niciodată. Un copil stând deșert. Care a rămas copil, da?
Păi n-a crescut, că nu a avut continuitate, da? Așa. Și în viața de cleric, la ce vârstă a murit? În viața aia de cleric. 46. La 46 de ani, da? Da, de parcă a fost împăiat când a murit. Cred că a fost împăiat corpul în care a fost. Da. Cred că îl pun la păstrare, da? Vreau să știu dacă a lăsat acolo amprentă energetică prin care se leagă încă sufletul și dă Da, energie. peste tot. Cam câte amprente energetice are corpul acela de clen? Câte suflete au fost puse? 6. 6, da? Să dea informația dacă vrea la Da. celălalt 6, da? Care am obținut-o până aici. Bun. Și în corpul ăla de copil care nu crește? Nu, ăla era pentru el. Da, era pentru el, dar adică a lăsat Da. legătura plină. Înseamnă că și corpul ăla e tot un corp școală, da? Ce fac ei cu corpul ăla? Uite-te dacă acel copil a crescut sau este cumva întrebuințat. Da, este întrebuințat. Ca Nu a fantomă, crescut, probabil da. că e în alt plan, nu? Da. Deci ceva bântuie. Pe unde bântuie? Îl duc în diverse misiuni de bântuire, să spunem? Adică apare unor persoane fizice cu corp Da, la etera, orfelinate. așa, și creează conexiuni, da? Da. Bun. La nivel mai înalt, cu conexiunea, o luăm pe rând, cu copilul ce rasă lucrează? Ca niște luxe. Așa. Bun. În planul celălalt, unde era cleric, cine lucrează? Era cleric la religie satanistă. Deci Păi, cu nu coardele se cheamă întoarse. cleric, deci cleric, Ei, deci era, se da, cheamă gradul ăsta, în fin, ce? da. Deci preot ceva era, Da. da? Păi, o conexiune duce la Lucifer și o conexiune duce la Satan. Da? Cum au un L-a om ținut în așa? familie. Da. Așa. Cum o ființă atât de bună, da? În planul fizic, care și-a făcut viața bine. Toți au greșeli și noi am avut și mai greșim încă câteodată, anulăm de creier, că nu facem program de greșeli. Deci, dar foarte mici față de restul, adică n-a fost un satir care și-a chinuit familia și soția, da? Cum a ajuns să ilustre aceste personaje? Adică i s-a oferit alternativa la deces și aici te uiți Nu, tu e și ei. pedeapsă. E pedeapsă? Bun. Acum el înțelege că, de fapt, din punctul nostru de vedere, din perspectiva noastră, da? De unde venim noi, da? Așa. Și suntem împreună cu familia lui aici, în Skype. Deci, practica viață, viață noi considerăm, să spunem, numai acea viață în care a fost Constantin. Adică din planul terestru, da? Și aici, uite, trebuie să înțelegem că tocmai percepția, perspectiva, deci înșeală, da? Adică această esență sufletească, el se vede cu trei vieți făcute și viața de Constantin în urmă, da? Da. Așa. Iar noi percepem că a avut o singură viață, da? Bun. Întrucât noi lucrăm din planul ăsta, haideți să analizăm lucrurile din perspectiva asta. Este de acord? Da. Așa. Bun. Haideți să începem prin a pune informații și scene compacte, cu rapiditate, pentru că aici lucrurile se desfășoară cu o mare rapiditate, din sesiunile de eliberare ale Da. decedenților.
mai ales acele zone de conștientizare, da? Când sufletul își dă seama de păcăleli, că a fost înșelat și se reconectează cu esența lui adevărată, da? Da. Bun. Ce spune după ce a luat aceste... Vrea să plece. Nu Bun, vrea să mă zic că... încarneze, adică. Da, așa. Deci avea un plan de încarnare, adică trebuia să încarneze. După 5 vieți acolo, da, trebuia să revenim în planul ăsta. Bun. Unde ar fi revenit? În ce țară? Hai să ne uităm așa, ipotetic vorbe. Noua Zeelandă. Ducea la capătul pământului, da? Bun. La frig, da? De la cal la frig, ca să iau și niște... De fapt, este în Antarctica, aici unde l-am găsit, da? Bun. Haideți să-l ajutăm să înțeleagă contextul în care este, da? Iar pentru asta o să-l rugăm să iasă afară din acel corp de soldat. Da. Așa, și să rămână esență ca noi, da? Da. Bun. Acum să observe din afară acel corp, da? Da. Să observe, să conecteze cu amintirile în legătură cu acest corp, așa, și să înțeleagă dacă a luat de la zero acest corp, adică s-a născut, l-a crescut, sau pur și simplu nu, a dar fost... a venit mai ușor, spune. Dar energiile din acest corp sunt pe placul sufletului? Adică conexiunea, s-a simțit confortabil cum s-a simțit în corpul de Constantin, de exemplu? Nu, dar nici nu, e mai ușor și nu trebuie să aibă grijă de el. Nu trebuie să aibă grijă de el, dar are grijă de corp. Haideți să vedem unde dădea nu energia. Trebuie să aibă grijă de corp, da, dacă e artificial. Dar tot trebuie să-i dea energie. Haideți să vedem unde se duce energia din acest corp. Unde se duce? Deci parte pentru întreținere, menținerea legăturii, care nu este o legătură așa cum trebuie. Ca și cum ar fi luat un corp de la zero, da? Așa. Se duce printr-un nitiar îmbrăcat în preot satanist și după aia la ei se duce în minus. Uite-te acolo, fără să te duci acolo. Uite-te de aici ca și cum ți-ai forma un ochean și observi stelele, să spunem. Ce sunt, ce este acolo? Ce fel de ființe sunt acolo? Adică sunt niște ființe care au corp energetic? Nu. Nu au formă, nu. Forma și eu când vin dincoace. După ce acumulează suficientă Da. Energie de la suflete, da? Ca să poată face o mică călătorie, da? Da. Uite-te, te rog, pe ce linie spațio-temporală șadă acele entități în minus. Pentru că, practic, imediat după creație, minusul a intrat în plus. Prin 666. Adică ei accesează de acolo, de când erau încă în minus, de pe linia veche? Da. Bine. Deci sunt niște ființe fluide, fără corp, da? Da, și sunt nu sunt așa multe, cel mai mult sunt extensii care vin aici. Sunt extensii, da? Adică acolo unde te uiți tu este o ființă mare care rupe bucăți din ea, face extensii și le da. Conectează cu sufletele. Da. Așa. Intenția acelei ființe, da? Oricare ar fi ea, eu știu care este. Așa, și tu știi care este. Deci este să treacă dincoace bucată cu bucată prin extensia sufletelor? Nu, să aducă dincolo sufletei. Dar nu vede că nu stau în planul ăla? Pentru că de practic de asta vrea să treacă dincoace încet cu încet. Așa, și încet cu încet ăsta ne referim la poate zeci de mii de ani. Așa, dar nu au importanță, nu are relevanță vârsta pământească și anii pământești cu planurile prin care circulă. Da. Bun. Deci, practic, sufletele au fugit încă de la creație, să spunem, da? Da, de le adună el.
La adună și el e fughiar, nu? Și el iar le adună și... Deci să, să războiește cu celălalt din plus, nu că i-a furat sufletele și așa mai departe, da? Iar taică s-o arbitrează meciul, da? Dintre cei doi, da? Le adună, să, să vadă care și cum, da? Bun. Spune că ăsta e universul lui. Deci chiar nu ne interesează. Universul este a creației primordiale, a nimănui altcineva. Pentru că prin creația primordială s-au născut experiențele și universul, da? Da. Și practic noi suntem, că și la rândul ei sursa și-a făcut extensie ca să corecteze lucrurile pe care unii creatori le-au făcut nu tocmai în corp de lumină. Așa. Bun. Foarte bine înțelege partea sufletească aceste contexte. Da. Așa. Deci deja a zis că nu vrea să mai încarneze, da? Da. Adică a se încarna se referă la a se reîntrupa mai ales în zona Terii, da? Da. Pe alte planete nu s-a vrea reîntrupat. Nu. Deci deocamdată vrea să stea ea cu ea însăși, Da. să-și adune informațiile, da, să se vindice, să se înțeleagă, da? Să-și înțeleagă origine. Parte din acest proces o să ajutăm noi să facă, dacă dorește să lucreze, da? Da. Trebuie să înceapă prin a tăia toate legăturile cu toate entitățile, da? Da. Și aici o să creăm un stadion mare de în afara bolii unde ne găsim. O să pună toate entitățile cu care are legătură acum, în loja invitațiilor în față. Da. Și să-mi spui câte entități sunt. 6. 6, da? Bun. Ce fel de entități sunt? Trei reptile, ăștia de lumină neagră. Da? Arhanghel. Sau ce sunt? Sunt mai înalți de lux. Așa? Un grad mai înalt. Da. E ceva ca o zână, dar nu-i prea zână. Ceva ca o zână mai neagră, așa? Și are și un mantid care e jumate arhonic. Deci un mantid semimetalic. Da. Deși este energie, are holograma metalică, da? Bun. Aș vrea în băncile 3, 4, 5 și câte ori mai fi să pună toate entitățile care și le aduce aminte că au fost conectate în viață. Da. Per total, așa, ce informație îți vine? Câte sunt? 594. Da, multe sunt decedate. Sunt trecute. Sunt trecute, da. Și n-au corp și suflet, cum își doreau nu, el. Nu prea. Păi, cum așa? Nu așa le s-a promis de către șefi? Vor avea suflete? De cauza noastră, spun celelalte vii. Nu din cauza noastră, că noi suntem deja suflete. Cauzalitatea nu este aici. Cauzalitatea este în minciunile care le-a turnat în primul rând acel prim om, da? Că le-a promis, i-a creat și le-a promis, i-a pus să vâneze practic sufletul și la un moment dat s-au întors împotriva lui și au dat seama de păcăleală, dar șefii mari, da? Dar fiindcă le-a convenit să pape în loși energie de la suflete și să se războiască între ei, doar a câștigat cineva și a reușit să cotropească Terra cu tot ce este pe ea, așa, deci au continuat. Pentru că și mintea și conexiunea lor este limitată, are niște limite, da? Fiind deconectați de la lumină, au niște limite, da? Își mai aduce aminte măcar una din marea asta de entități, cum era să fii conectat la lumină? Chiar neavând, nefiind suflete, da? Ca spirite, s-a scăpat, da? Unul. Și? Sara de la ceilalți, de acolo, din tribune. Cum era? Nu, că se uită urât la el, nu.
Și ce Nici dacă... mari și fioroși. Da, bine. Ia să-i facă mici, așa ca un stadion de jucării, dacă e vorba că să folosesc de dimensiunile lor, da? Să se uite acest suflet că, practic, aici unde suntem, dimensiunile și limitele noi le stabilim, da? Adică ne putem întinde și putem fi cât o țară, cât un oraș, sau putem Da. să fim un punct de lumină, da? Așa că nu are relevanță cât de mari sunt aceste entități, da? Ele se folosesc de posibilitatea asta, sperim cumva părțile sufletești, da? Da. Că sunt mari, că sunt puternici, că au Da. 2 metri, că au acolo. Bau, bau. Da. Așa. Bun. Mi-ai spus la un moment dat că este numai întâi jumătate metalic, da? Da. Ținând cont de faptul că de la o anumită vârstă, deci s-a întâmplat ceva în viața de Constantin, spunem dacă acest mantid era de atunci în conexiune. Da. Așa. De ce nu s-a manifestat până la acea vârstă? De ce brusc s-a manifestat? Adică entitățile au considerat că este cazul ca această familie să intre în colaps, ținând cont că era, deci, colaps, ipotetic vorbind, ținând cont că era exact în perioada când Atunci e ca, da? nu, atunci a fost interferat și mantida și a fost pusă la el. A fost pusă bucata arhonică și s-au trecut programele. Dar mantida asta a lucrat finuț, așa, ani de zile, în tăcere, da? Vreau să știu dacă îi impunea niște blocaje soției ca să nu observe lucrul ăsta. Da, punea diversiuni. Așa. Pentru că, practic, între două suflete cu corpuri, simți anumite lucruri la nivel sufletesc, da? Da. Iar ea a aflat târziu, soția. Bun. Există o persoană sau mai multe implicate de Mai sex fem? multe. Mai multe, da? Cu una dintre ele a fost mai adâncă treaba, mai lungă? Cu trei dintre ele. Cu trei dintre ele, da? Mai sunt în planul nostru sufletele astea? Două. Două, da? Să le dea informații. Da. Așa, că mantida bănuiesc că mai lucrează acolo, da? Bun. Da. Așa. Dorește să se ierte pe sine acest suflet? Să pună iertare profundă pentru Spune că că de... el s-a iertat deja. Dorește să pună iertare între conexiunea dintre el și fosta soție și copii și nepoți? Adică dorește să Da. spele aceste câmpuri Da. morte de alegerile, Da. urmarea alegerilor pe care le-a făcut. Bun. Foarte bine. Așa. Dorește să strângă toată energia emoțiilor care s-a creat în contextul ăsta în anii ăștia. Și după Da. decesul. Bun. Haideți să reluăm momentul morții. Deci, el i s-a depistat un cancer și în 6 luni a și decedat. Haideți să vedem când era încă sănătos. Ne conectăm cu un moment când era în corp fizic și era încă sănătos. 5 și Da, 4. s-a activat când era încă sănătos, a făcut o răceală la ureche, nu ceva grav. Când s-a dus la un doctor de ORL să se consulte, Da. atunci i s-a băgat un Care lichid metalic, da. Practic, celulele astea cancerigene se spune că există în toate corpurile, da? Deci s-au activat, da? Da. Ce conținea acel lichid? Pe cât poți să observi? Da, nu învăț ca să le activeze, să le schimbe modul cum lucrează. Și au început să Da. grupeze. Vreau să văd ca energii de unde vin. Pentru că sunt ajutate și energii din afară, da? Vreau să știu dacă vinovăția lui hrănea asta. Autovinovățirea.
Da. Frica de a nu fi descoperit, care e derivat de la autovinovăție. Da. Așa, bun. Practic, deci ne-au spus fetele că la spunea că dacă depășește 61 de ani ca tatălui Gheorghe, așa este ok. A Pentru preluat că un i-a zis tatălui să nu depășească. ca parte sufletească la nivel Da. energetic. Și pe tatălui cine l-a învățat să comunice asta? Adică este un construct genetic, să spunem, de Da. familie. Da. Cum s-a început acest program? Haideți să ne ducem la rădăcinile acestui program. Când a fost tot, este în, cam prin anii 1300, este un preot Da? de o sectă care se roagă la lună Da? și se sinucide. Se sinucide în masă sau numai Nu, el? el Așa? face un păcat. Deci, el care a fost Constantin, ne referim, Da. da? Așa, da? Ce păcat face? Că se sinucide Așa. și este prin ritual readus la viață. Zombizat. Da. Și este Așa. omorât iar după aia. Și atunci la ce l-au mai adus la viață? Ca să-l omoare el, Și ce zice? n-aveau voie să se sinucide, era păcat. Deci nu pleci când vrei tu, uite așa, te-am înviat ca să te omorăm, că pleci când vrem noi, nu? Ceva de genul. De atunci, viața următoare a făcut-o la 30 și până la 31 de ani. I se pune câte un an în plus care voie să trăiască în fiecare viață. Acum ajunsese la 61. Bun. Deci, practic, asta este, cum să spun, efectul, da? Dar n-am mers la cauzalitate. Deci, practic, vine în viața asta deja cu programul făcut să facă Da. parte din această sectă, să se sinucidă, să-i pună câte un an în plus. Și asta e o șmecherie ca să îl țină în întrupările lor, aceste entități, da? Dacă se închina la lună, luna știm ce este, da? La care dintre cele 3 luni se închina, practic? Unde se ducea energia lor? La a doua. A doua, ce hrănea acolo? Ce vietăți hrănea? Vietăți le Ființe spuneau. arconice. Da, le spun gingașe blând, vietăți. Așa. Bun. Așa. Haideți să ne întoarcem la primul moment când s-a conectat cu. Deci când s-a creat prima linie genetică. Și spunem dacă este vorba de acea matrițare, când au fost Da. aduși de undeva. El, tatăl și cine mai face parte? Și încă o parte slutească, dar nu mai este. Dar mai fost ca bunic, ca frate cu ei. Nu mai este acela. Nepotul fiului, el ar fi făcut parte din această linie genetică cândva? Sau nu se adresa la asta? Da, ar fi făcut după vârsta de 11 ani. Păi el are 18, 17, 18. Bun, deci s-ar fi activat cumva. Da, dar n-a primit programul. Atunci așa trebuia să fie program, după vârsta de 11 ani. Bun. Haideți să vedem cum a semnat contractul ăsta pentru ca și suflet. Deci La este evident. intrare, Da. ca reprezentant al bisericii aceea, a bisericii, a ființelor arhonice. Deci la A venit prin intrarea portalul lor, da. a venit prin portalul lor, da? Și ce au zis? Măi băiete, măi suflete, Îl da? pune ca reprezentant al lor. Uite, tu vii aici, dar el a venit de bunăvoie sau a fost adus într-un flux, într-un grup, într-un cloud de suflete? A venit să regleze atmosfera. Ei. Da. Deci a venit să regleze atmosfera. Ființe Deci care ăștia. lucrează cu atmosfera, cu norii,
Deci ăștia îi cheamă să regleze atmosfera, să pună lăbuța pe ei, da? Ei, le dă și o încarnare. Până dacă are legătură cu Harpon. Da. Deci, atâta te mai întreb și te uiți fără să te duci acolo, la distanță. Dacă Harpul folosește energia sufletelor. Da. Bun. Și intențiile și voința implicit. Voința în corpurile fizice, intenția celor care nu au corp. Așa. De asta sunt atât de distrugătoare armele astea, da? Pentru că practic se suprapune un plan de intenție peste planurile de intenție ale populației, da? Da. Așa. Deci este mai ușoară conexiunea de la suflet la suflet decât de la armă propriu-zisă, știu eu, să bombardeze cu ceva decât Da. să... Bun. Acele suflete care se află în programul ăsta, sunt convinse că fac ceva bun? Adică, de exemplu, actualmente se vorbește de încălzire, supraîncălzirea, da? Se încălzește, da? Așa. Deci, ele sunt convinse că schimbă și readucă Terra în acea perioadă când temperatura era 26-27 de grade și medie peste tot. Da, Deci, acum ele sute așa de văd, da? mii de ani, da. Bun, hai să dăm informația și închide toate portalurile. Da. Așa. Bun. Haideți să ne întoarcem la oile noastre, da? Deci ei vin, câte suflete vin? Vreo Prin portal. 60.000. Așa. Deci vin fără corp fizic, dar vin ca Da. esențe. Așa. Bun. De unde vin? Aegis. Așa. Aegis ce este? Un nor? O porțiune dintr-un... O zonă din univers sau O un... planetă de tranzit, e nouă planetă. Planeta lor de tranzit. Dar ca și suflete, practic, care este originea lor? Sunt din universul nostru, Da. dintr-un alt... Da, și Da? sunt ființe care legă atmosfera, dar Deci n-au plan. sunt create de către creația primordială Da. specific pentru asta, da? Da. Să Atmosfera, ajusteze. să ajustezi, Da. atmosfera în genere pe o planetă, deci este și urmarea conștiinței colective de masă, da, Da. egregorului planetar, da? Și deci poate fi stricat echilibrul naturii și a planetei prin această conștiință de masă, da? Și Da. atunci ei veneau și ajustau, da? Făceau corecturile de rigoare, da? Da. Bun. Pe câte planete au lucrat înainte de a veni în zona asta neagră? Adică au mai lucrat. 232. Deci Da. au lucrat pe alte planete, bine Da. mersi, în pace și liniște, da? Și vin aici pe Terra unde îi încalță, da? Da. Așa. Când veneau, deci nu luau hotărâre așa singur, hai să mergem pe Terra să ajustăm. Deci Nu, veneau făceau le parte trebuia, da. dintr-un mare plan, da? Așa. La un moment dat am întrebat dacă ei au fost chemați și tu mi-ai spus că da, da? Cine a chemat aceste ființe? Adică ce s-a întâmplat pe Terra atunci? Erau furtuni, era prea cald, era prea frig, Da, prea cald, focuri. focuri, da? Așa. Și da, focurile erau provocate de arme. Nu, de la încălzirea globală, se presupune. Se presupune, dar tu uită-te la adevăr. Da, artificiale erau puse. Artificial, da? Deci ei au provocat practic virusul, da? Și au chemat soluția ca să pun mâna pe soluție, da? Da. Până la urmă, așa. Bun. Acum, în contextul ăsta, când înțelegi Marea Păcăleară, acest suflet ce percepe, ce simte, adică?
s-a împăcat cu el însuși. Vreau să știu dacă pe lângă faptul că au ajuns în belele, să spunem, în contaminare, ei au ajutat de-a lungul timpului suflet să conștientizeze, să... Da, au trimis acasă. Deci, până la urmă, uite, chiar și în fața Da, ajută cum dezvăluirii, a putut. în fața dezvăluirii acestei mari păcăleli, nu regretă pentru că într-o anume privință a ajutat, da? Câte Da. suflete n-ar fi fost salvate dacă... Peste 600. Deci abia aici vedem structura nobilă a sufletului, practic, da? Care se sacrifică Da. pe sine ca să salveze o grupare mai mare, da? Acest sacrificiu este folosit și în război întotdeauna, da? Cred că pe baza acestei trăsături a sufletelor se iscă războaiele, da? Da. Bine că pierd din vedere că ca să salveze să mor mulți alții. Așa. Bun. Foarte bine. Este gata să dea informația la celelalte suflete. Da. Pentru că au venit Da. foarte mulți, da? Mai sunt în planul terestru suflete întrupate în corpuri O treime actualmente. din ele. Bun. Când se trezesc aceste suflete, ce provoacă? Că o să trezească și o să facă un Gaură. egregor pozitiv. O să facă Gaură pe unde gaură. pleacă toți. Mai durează până să trezești toți? Ca să știu. Da. Ha? Că e un lucru pozitiv, găsesc eu. Să-și Pentru că... conștientizeze. Bun, foarte bine. Cred că multe dintre ele conștientizează. Și mulți conștientizăm, dar așteptăm să putem înșfăca cu noi cât mai mulți. Chiar dacă aparent facem... Unii fac jocul entităților, da? Să mai lasă contamina, să spunem, da? Da. Bun, foarte bine. Așa. Hai să ne întoarcem la legătura cu mantidul. La conexiunea cu mantidul. În Da. câte vieți a făcut viețile patine acest Ultimele mantid? trei numai. Ultimele trei, da? În momentul când aceste ființe interdimensionale le găsesc eu, da? Deci care n-au avut corpuri fizice, da? Se conectează cu plăcerile trupești. Ce se întâmplă? Își freacă mâinile ăștia. De bucurie, dacă i-au Da. scăzut în vibrație, Da. da? Așa. Aici cred că se instalează la toate sufletele un fel de program de viciu, de dependență, da? Da. Față de sexul fizic. Pentru că multe dintre sufletele, esențe pure, cum ar veni, vin momiți de chestia asta, da? Adică Da. le se arată partea frumoasă, că, uite, te unești energetic cu un alt suflet, faci un schimb frumos de energie, din legătura ta atrage alt suflet și faci un copil sau mai mult și așa mai departe, da? Deci le Da. arată partea nobilă, da? Partea frumoasă a procreierii, da? Da. Bun. Cine câștigă din conectarea sufletelor cu energia sexuală? Adică mare parte din această energie, ca să nu fie întrebarea prea vagă, unde Se se duce duce? la stațiile mantidelor și pe planetele lor. Și mantidele nu o vând? Oficiale. Nu o folosesc ca monedă de schimb pentru alte chestii? Ele o duc mai încolo la o zeitate. Da, la Creatorul 2. Bun. Așa. Creatorul 2 e o mortăciune, ca și Creatorul 1. Încă din momentul creației. Deci au creat primii oameni atât de strâmși și de puternici încât i-au pus cu botul pe labii de la început. Așa. Dar nu are relevanță, nu asta cercetăm noi. Bun. Acest suflet este gata să ierte, să se ierte și să dea Da. informații la toate aceste entități? Da.
Văd că nu are disensiuni sau dușmănie în Nu. structurile lui, deși a fost interferat, da? Și nici nu a regretat că a venit Nu. pe Terra. De ce oamenii aflați în corpul fizic regretă că au venit pe Terra, așa care n-au corp? Deci, în genere, nu în N-au corp fizic. acces la toate viețile și la toată cunoașterea. Adică nu înțeleg pe total care a fost lucrarea Da, lor, da? da. Acest suflet acum se află în postura de a înțelege Da. per total care a fost lucrarea lui, da? Cu sacrificiu, fără sacrificiu și așa mai departe, da? Adică fiind în afara influenței unui corp fizic, înțelege că corpul fizic este doar o haină pe care o îmbraci să faci o experiență, da? Simțea asta când a ieșit din corpul fizic de Constantin sau simțea regrete, durere, Nu, părăsirea asta a corpului, ce? simțit-o, nu. S-a dezlipit bine. Deci el practic și-a înțeles menirea încă de la Da. ieșirea din... Da. Și de ce totuși a stat în trupul de fals, de soldat? Asta vreau să întreb. Pentru că el era de origine păzea atmosferă, el s-a dus unde e frig să păzească. Deci, practic, i-au creat un cadru oarecum familiar, da? Da. Ca să-l poată prinde în această contaminare, da? Bun. Eu cred că este gata să-și facă curățările propriu-zise, da? Da. Adică, în primul rând, cumva, ca dat, practic nimeni n-are nicio datorie, da? Dar, domnește vorbind, este normal să cureți toate câmpurile morfice unde a luat decizii nebenefice în defavoarea lui sau altor suflete, da? Toate, da? Așa. Bun. Normal este să-și anuleze toate numele de pe toate mormintele omenești și să-și retragă tot ADN-ul eteric, da? Da. Așa. Normal este să ardă tot ADN-ul fizic, să-l devalizeze. Da. Bun. Să anuleze toate semnăturile pe care le-a dat vreodată în orice context. Fie ele energetice sau fie în formă fizică, da? Care îl pot lega și relega de planurile întrupărilor și acolo unde acționează entitățile. Da. Așa. Să ne spună câte vieți a făcut experiență cu fosta soție, cu fiica, dacă a avut și cu nepoata experiență. 32 cu soție și cu fiica. Cu nepoata nu. Bun. Ce ar dori să transmită familiei, fostei familii? Îi spune că o să-i aștepte. O să-i Așa. aștepte, adică o să comunice cu ei O să-i dincolo. comunice O și o să să-i... se întâlnească dincolo cu ei. Da. Dar după ce se află într-un loc, Da. fiecare dintre ei într-un loc în afara conexiunilor, pentru că altfel ea se interzică să-i se folosească hologramă. Da. Așa. Să comunice, da. Da, holograma și datele. Bun. Vreau să se uite după tatălui Gheorghe și după mama Zoița. Unde sunt? La ființele de lumină. Să le transmite informații cu tot ce a înțeles și ce a Au căpătat. casa lor. Iluzii, da? Ei, dintr-un anume punct de vedere, chiar dacă... Da, o casă roz și Da. moale. Dacă și noi, dacă... Să-și cureze toate atașamentele față de toate locurile și planetele unde a Da. experimentat, ca să nu se creeze melancolii. Înțelegi? Da. Dar el a spus clar că nu vrea să mai Nu, întrupeze, da? minunat. Din planul în care sunt, bănuiesc că au un plan unde stau, nu? Da. Așa, după vindecare. Ei pot ajuta încă Terra? Nu.
Nu se bagă. Deci sunt anumite chestii în joc, da? Da. Măcar prin informații pot ajuta fără Da. să se conecteze, să se întoarcă în planul ăsta. Bun, foarte bine. Așa. Cumva sufletele aflate pe Terra sunt anulez de grezi, pedepsite. Să... Nu, dar nu pot ajuta pur și simplu. Adică trebuie să conștientizeze Da, nu o fiecare să o bagă gaura în peste alții, care da. se află și să-și transmită unii la alții ca să... Bun, foarte bine. Este timpul de și a anulat și a retras să-și retragă toate informațiile din toate colecțiile entităților, Da. da? Așa. Și să le ducă în supraconștientul colectiv, Da. unde este locul. Bine, toate astea le amintim, pentru că bănuiesc un suflet aflat la nivelul ăsta lui de conștientizare, le face automat. Da. Adică din moment ce el există ca sine într-un plan atât de înalt, nu mai are un corp fizic să aibă mai multe forme de sine, el stă în acea formă de sine Da. și își retrage tot. Da? Bun, atunci îi mulțumim foarte mult. Da. Așa ne despărțim părțile eterice, tăm legăturile care nu trebuie să existe între noi și ceilalți, da? Și îi mulțumim și lăsăm deocamdată.